Antrenorii Stelian Bursuc și Leonard Bibiric s-au bazat pe 17 jucători la prima ședință de pregătire din această vară. Pentru handbaliștii suceveni urmează o perioadă de reacomodare la efort, ședințe în sala de forță și alergări pe stadion. Deocamdată este prima ședință și antrenorii vor ști să reintre treptat în efort. Cu siguranță important este ca toți jucătorii să-și recapete capacitatea de performanță în pregătirea fizică, în primul rând. Pe lângă vechea gardă, la antrenamentul universității s-au mai prezentat luxemburghezul Eric Schroeder și jucătorii formației CSM Oradea, Cântec și Amihăiesi. Cei doi au primit acceptul clubului bihorean pentru a se pregăti la Suceava până pe 17 iulie. Deocamdată discuțiile se derulează la nivelul antrenorului, la nivel de relație club Suceava, antrenor de la Oradea și președinte de club acolo. Situația este un pic mai complicată la ei, eu sper să rezolve următoarele două săptămâni, așa încât să plece în cantonament la Piatra Neamț cu echipa și să se și simtă componența echipei noastre cu responsabilități depline. Pe lângă cei 17 jucători care au făcut mișcare la reunirea lotului universității, a fost prezent și capitanul Adrian Chiruț. Acesta a suferit o nouă intervenție chirurgicală la călcâi și, potrivit medicilor, va avea nevoie de 2 luni pentru recuperare. Din ce spun medicii maghiari unde s-a operat, se pare că va dura 2 luni până la revenirea lui pe terenul de handbal. Dar eu știu bine pe Adi și cred că, așa cum spunea și medicul, în funcție de cum evoluează, că e de la om la om, eu cred că la el evoluează mult mai repede și poate va reveni mai repede. Dar nu vom forța sub nicio formă lucrurile. Sunt vreo 5 ani, 6 ani de suferință, nici nu mai știu, în care l-a făcut niște sacrificii enorme, nici n-am putut să spunem pentru că n-am vrut să știe adversare și alte povești din acestea care pe mine personal m-au făcut să accept imediat ce m-a sunat, că e vorba de o intervenție la un medic renumit la care mai mulți sportivi s-au refăcut după accidentare. Handbaliștii suceveni vor susține primele meciuri amicale din această vară peste o lună în cadrul memorialului Mihai Mironiuc. Până atunci, jucătorii universității au programat un cantonament montan în perioada 20-27 iulie la Piatra Neamț.